a afectat sau nu globalizarea brandurile românești, sau un atelier care își dorește să facă niște haine calitative este sau nu distrus de brandurile puternice de afară? A fost o strategie din anii 90, tot comunismul a fost special, o strategie de distrugere a economiilor țărilor slabe pentru a veni cu business-uri bine plătite afară. Au distrus aproape tot. Noi, România, vinde 16% din producția internă, deși ar 84% să distrugă banii din străinătate. Adică Zara, Hugo, și atât de urmat. Bun. Vreau să-mi spui ce părere ai despre brandurile sau, mă rog, pseudo-brandurile de haine care apar ca ciuperce după ploaie peste tot pe pagini de Instagram și toate hainele seamănă între ele, mă refer la cele de streetwear. Este un lucru foarte bun ca apar, pentru că se face o selecție. Din 100 de branduri, sigur, sunt 3 copii foarte buni care vor pătrunde în piață. În afară de asta, se creează un circuit al vânzării materialelor și toți producătorii mai câștigă niște bănuți. Deci e un lucru bun că se încearcă și mie mereu că a plăcut asta pentru că se creează o concurență. Care e cel mai important om pe care tu l-ai îmbrăcat vreodată cu una dintre creațiile tale? Sunt destul de mulți pe care i-am îmbrăcat. De exemplu, probabil acum câțiva ani am dat unui băiat care era în căruciu, am dat un costum și a fost foarte fericit. Cred că asta e cel mai important. O să trăiesc un om fericit. Am creat oameni fericiți și în ziua anunții, da? S-au simțit foarte frumos îmbrăcat. Am creat mult, dar nu aș vrea să stau în bine. Cred că acel copil mi s-a părut într-adevăr fericit. Era un eveniment alitabil și i-am oferit un costum. Ce greșeli consideri tu că fac bărbații în momentul în care se îmbracă și vor să arate bine? Greșeli? Păi greșeli, în primul rând, să încerci să epatezi, să arăți mai mult decât trebuie. Eu cred că un om care își asumă ceea ce este, devine un om atractiv, să spunem. În momentul când vrei să epatezi, să arăți, atunci creezi neplăcere în ochii privitorului. Pe când dacă ești ceea ce ești, îți asumi ceea ce ești și poți hainele asumat că acesta ești tu, cred că atunci este primul lucru care te poate ajuta. Dar crezi că oamenii, în general, în piața asta, consumeristă, cumpără mai mult haina pentru brand sau cumpără pentru calitatea pe care sunt capabili sau nu să o determine? Cred că sunt oameni și oameni. Cred că sunt unii oameni foarte pregătiți care nu știu să cumpere haine și cumpără foarte prost sau să se dea mari și cred că sunt foarte mulți oameni care nu este loc în evidență prin aceste branduri, dar totuși poartă haine scumpe și frumoase. Cred că lumea se împarte să fel și fel de oameni. Nu trebuie să-i vedem doar pe aceia care pun mari valenții. Bălăcean. Că vorbeam mai devreme despre cum ar trebui să mai spunem și lucruri pozitive și de bine, nu doar să aruncăm cu noroi. Vreau să-mi zici 2-3 bărbați pe care poate tu i-ai îmbrăcat din România sau pe care i-ai observat și i-ai admiri și zici, bă, băieții ăștia sunt chiar foarte bine îmbrăcați și îmi place ce prezintă. Păi, în primul rând, cred că cel mai bine îmbrăcat este Cici Becali, sau cel mai bine unul dintre oameni, bărbații bine îmbrăcați. Mirel Rădui, de exemplu, este îmbrăcat foarte bine. Mai sunt, cred că este îmbrăcat bine. Mi-ai dat din lumea fotbalului, pentru că cred că și urmărești foarte bine ceea ce se întâmplă în lumea fotbalului. Ei chiar sunt reprezentativi, așa, nu? De eleganță. S-au îmbrăcat de la tine? Nu. Vreunul dintre ei? Deci, uite, ai fost foarte fair. Asta îmi place, că ai fost foarte fair.